fratele Ionelei Prodan a izbucnit în lacrimi la mormântul regretatei cântărețe. Bărbatul a venit să o comemoreze, la patru ani de la moartea ei. Frații Ionelei Prodan au venit astăzi la mormântul cântăreței de la cimitirul Belu, acolo unde în urmă cu patru ani aceasta a fost îngropată. Unul dintre ei a izbucnit în lacrimi pe crucea funerară, distrus de durere. Ana Maria Prodan a organizat astăzi parastasul pentru mama ei, la patru ani de la moartea acesteia însoțită de câteva rude, frații artistei și prieteni. Impresara a venit la cimitir în jurul orei 10, acolo unde un preot a făcut o slujbă la mormânt, iar impresara a adus pachete cu mâncare de post. Unul dintre frații Ionelei Prodan nu a mai putut să-și stăpânească emoția, iar distrus de durere, bărbatul s-a pus lângă crucea funerară de la mormânt și a început să o plângă pe cea care i-a fost soră bărbatul nu a putut trece peste moartea regretatei cântărețe, mai ales că a avut o relație foarte frumoasă cu Ionela Prodan, dar și cu întrega familie acesteia. Au fost clipe triste în cimitirul Belu, iar Ana Maria Prodan a precizat că nu o va uita niciodată pe mama ei și că întotdeauna o va purta în suflet pe cea care i-a dat viață.